Echipa de handbal Steaua va debuta în noul an joi cu un meci în SEHA League, competiția care reunește unele dintre cele mai bune echipe din sud-estul Europei. După un cantonament de pregătire la munte, elevii antrenorului Ovidiu Mihailă sunt dornici de un început cu dreptul în primul meci din 2019. Marius Stavrositu, unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul roșialbaștilor, este convins că echipa se va mobiliza pentru un joc bun contra celor de la Nexe. Venim după o perioadă bună de antrenament, venim după un cantonament centralizat de la cheile Grădiștei. Cred că aceste accidentări nu fac decât să ne-au unit cel puțin în ultima perioadă. Ne-au unit puțin mai mult pentru că ar trebui să suplinim lipsa celor accidentați. Important e că o parte din ei vor reveni, din punctul meu de vedere, într-un moment în care noi vom avea mai multă nevoie de ei. Avem ocazia să demonstrăm peste două zile împotriva celor de la Nexe că într-adevăr contăm în această competiție. Antrenorul Ovidiu Mihailă își dorește și el un început bun pentru echipă în vederea unui sezon încărcat în ciuda accidentărilor unor jucători importanți, Javier Umet, Andrei Mihalcea sau Tudor Stănescu. Meciul de joi cu Nexe vom încerca să tratăm cu maximă seriozitate. Din păcate, probleme care le-am întâmpinat pe finalul anului le întâmpinăm și în acest început de an. Vorbesc de problemele medicale a jucătorilor. Acest grup a arătat tot timpul caracter și indiferent de situația care au întâmpinat-o, a reușit să facă totul pentru a câștiga și a reușit să reușească să facă cinste în primul rând clubului Steaua și implicit handbalului românesc. Dar pentru noi este important să facem o bună propagandă handbalului românesc, să câștigăm acest joc, să începem cu lucruri pozitive anul și în același timp să ne respectăm și să repetăm ceea ce trebuie să punem în practică în meciurile din campionat care vor veni foarte repede. Steaua va întâlni în etapa 14-a din SEHA League echipa croată Nexe joi de la ora 19:30 în sala sporturilor din Chiajna.